Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Lumea telefonelor nu încetează niciodată să mă surprindă, chit că este într-un mod pozitiv sau într-un mod mai puțin pozitiv, la finalul zilei ai o experiență nouă. În fața voastră aveți cutia lui Realme X3 Super Zoom, un telefon ce a ieșit pe piață anul trecut prin luna mai, însă a ajuns destul de târziu la noi. Cu toate acestea, încă este un telefon de actualitate. De ce? Pentru că are un preț mid-range cu câteva caracteristici flagship. Hai să deschidem cutia, să vedem ce găsim înăuntru, să vedem despre ce este vorba și să testăm această mini bestie de buzunar, să-i spunem așa. În momentul acesta, telefonul se găsește pe piață undeva în jurul sumei de 1700 de lei. Bineînțeles, acest lucru este influențat și de magazin, și de perioadă, oferte și așa mai departe. Hai să vedem despre ce este vorba. Snapdragon 855 Plus Hyperboost, ecran ultra smooth de 120 de Hz, quad camera cu 64 de megapixeli, senzorul principal și cameră dublă pe față. 12 GB RAM, 256 de GB spațiu de stocare intern. Culoarea se numește Glacier Blue. Sincer, pachetul se prezintă foarte, foarte bine. Este o cutie destul de solidă, are un finisaj satinat. Până acum sună promițător. Hai să-i dăm deoparte capacul. Bine ai venit în familia Realme. Avem un plic, hârtie, quick guide. Îmi place în schimb această husă. Îmi place pentru că este fumurie, nu este neapărat transparentă. Și cel mai probabil nu o să se facă atât de galbenă ca celelalte huse transparente. Avem telefonul pus într-o folie, cablul de date USB tip A la USB tip C și pentru că băieții de la Realme acordă o atenție mai mare detaliilor, mufa din interior, sau mai bine spus interiorul mufei, este galben. Cheița pentru sertar și un încărcător. 6 amperi, 30 de W. Nice! Nice, nice, nice. Se încarcă foarte, foarte repede. Cam asta ar fi în interiorul cutiei, iar telefonul arată ceva de genul acesta. Este o rețetă de design clasic, poate puțin cam învechită pentru 2021, când îi facem noi review, în ideea în care majoritatea telefoanelor au cam aceeași linie de design. Muche curbată, acesta în particular are aici, în partea de sus, un profil puțin mai adâncit, cum am văzut pe la Huawei și alte mărci de telefoane. În orice caz, nu este rău. Ca și design nu este rău, însă nu mi se pare că iese în evidență față de competiție, față de ceea ce am mai văzut până acum. Îmi place totuși că aici, în jurul uneia dintre camere, este un trim, un element de design portocaliu gold. Contrastează foarte bine cu spatele telefonului. Pe spate este sticlă, pe față este sticlă de asemenea și este protejată din fabrică cu o folie destul de subțire. Însă recomand să o dai jos și să-ți cumperi o folie de sticlă sau o folie de silicon, ceva mai potentă decât aceasta. Dar din nou, foarte drăguț că este inclusă și o poți folosi imediat ce ai scos telefonul din cutie. Rama este făcută din plastic și aș vrea să mă opresc puțin aici și să vă spun că se îmbină foarte bine aici, unde sunt colțurile curbate, de-a lungul ramei și din nou în partea de jos. Îmi place foarte mult cum este construit telefonul, din nou în ciuda designului pe care l-am tot observat de-a lungul timpului la majoritatea producătorilor. Bun, avem și buffer de jur împrejurul ecranului. Asta înseamnă că, în teorie, ar trebui să fie ceva mai rezistent când vine vorba de șocuri. Înainte de a vorbi despre display și restul telefonului, sunt foarte curios să văd cum stă această husă. Telefonul în continuare se bălângăne datorită acestui camera bump, dar îmi place că este mai ridicată aici în colțuri
Și atunci când telefonul stă așa pe masă, ecranul nu atinge suprafața pe care el se rezeamă. Hai să ștergem ecranul și să vorbim despre acesta. Are o diagonală de 6,6 inci. Este un panou IPS la 120 de Hz, un aspect de 20x9 și o densitate de aproximativ 399 de pixel per inci. În gama aceasta de preț, ecranele de 120 de Hz par o chestie ireală. Cu toate acestea, panoul este bun, este foarte luminos, este clar, poate unii vor vedea ca și mic defect, un glow de jur împrejurul acestei pastile, unde avem două camere despre care vom vorbi imediat. Dar așa, la prima utilizare, ecranul îmi place. Este foarte, foarte fluid datorită celor 120 de Hz și sincer, chiar nu am ce să comentez. În setări avem câteva opțiuni pentru dânsul. Putem selecta temperatura, modul de culoare și mai avem visual effect, ceea ce mi se pare destul de interesant, cam asta face, îți saturează culorile în videoclipuri. Per total îmi place ecranul, este un ecran bun, este un ecran IPS cu care m-aș descurca fără absolut nicio problemă, nu am ce să comentez, experiența de vizualizare este foarte, foarte bună. Cel puțin pentru segmentul acesta de preț. Hai să vorbim acum despre sistemul de operare. El inițial venea cu Android 10 și patch-ul de securitate din 5 mai 2020. Însă, când l-am deschis, am primit un update. Patch-ul de securitate este de pe 5 ianuarie anul acesta, 2021. Acum, hai să ne jucăm puțin. Un swipe de sus în jos. Evident, avem aceste setări rapide. În schimb, îmi place atenția la detaliu. Să zicem că activez NFC-ul, iconița este animată. Iconița de lanternă este animată, ceva de genul acesta. Sunt lucruri mici, detalii mici, care te bucură, cel puțin vizual te bucură. În stânga de tot avem Google Feed, aplicația de apeluri, dar și aplicația de mesagerie. Sunt stock Google, adică cele pe care puteți să le descărcați din magazinul Play, iar pe partea de bloatware nu avem foarte multe aplicații preinstalate, avem doar Facebook, o suită Office și Opera, pe care din fericire putem să le dezinstalăm fără absolut nicio problemă. Hai să vă arăt câteva chestii interesante pe care aș vrea să le aibă toate telefoanele. Modul One Hand, care este implementat diferit de la producător la producător, e bine, acesta se manifestă cam așa, swipe și după aia hover peste iconița aplicației pe care vreau să o deschid. Să zicem că vreau să deschid Wallpy. Am dus degetul acolo și am deschis aplicația. În schimb, nu funcționează în aplicație. Funcționează aici în meniul principal. Să nu trebuiască să te duci până în zona de sus a ecranului să poți deschide o aplicație. Îmi place foarte mult acest lucru. Aici mai avem un fel de apps edge pe care putem personaliza, câteva funcții rapide, printre care screenshot, screen recorder, recorder în sine și aplicații, putem să ne personalizăm partea de jos a acestui panou. Screenshot. Uite, cam așa faci un screenshot, poți să-l modifici, poți să duci fereastra unde vrei tu, poți să o faci mai mare, mai mică, poți să o editezi, să scrii. Îmi place foarte mult meniul acesta, este foarte simplist și foarte intuitiv, mai ales atunci când vrei să trimiți cuiva doar o porțiune de ecran, nu tot screenshot-ul. Hai să vedem cum stăm și la capitolul performanță, pentru că avem acel Snapdragon 855 Plus și 12 GB RAM. 777 de puncte în single core și 2545 de puncte pe multiscore. În gaming se descurcă destul de bine. Am instalat Genshin Impact și PUBG Mobile Classic și după cum puteți observa, se mișcă destul de bine. Mie îmi place, este mai mult decât jucabil, este un open world destul de mare pe care poți să-l joci. Hai să ne mai plimbăm pe aici. Suntem într-un oraș momentan, nu mai știu să ies din oraș. Nici nu mai știu cum am ajuns. Cred că pe aici am ajuns. Telefonul se încălzește puțin în zona aceasta. Probabil aici este procesorul, însă temperatura nu este foarte mare, nu este deranjantă, iar la capitolul gaming se descurcă destul de bine.
În PUBG lucrurile stau puțin diferit. Aici avem opțiuni pentru grafică, Ultra HD, High Frame Rate și l-am dat pe modul realistic. Telefonul se descurcă foarte bine, nu am ce să comentez, iar experiența de gameplay este completă. Și sincer să fiu, pentru un astfel de telefon, la prețul lui, dacă aș cumpăra un accesoriu de gaming, cum ar fi, eu știu, un gamepad, ceva pe care să-l pot monta pe telefon, prin USB sau prin Bluetooth, și să am acele controle și trigere, ai putea spune că ai o mini consolă. De aceea i-am spus o mini bestie de buzunar, pentru că în ciuda faptului că nu avem wireless charging, nu avem protecție IP, nu avem multe lucruri pe care le regăsim la telefoanele flagship, procesorul poate să fie un factor decisiv, iar performanța aceasta va fi bună și peste 2 ani de zile fără absolut nicio problemă. Telefonul va putea să ruleze aplicații, sistemul de operare nu va avea probleme datorită celor 12 GB RAM, așadar aplicații deschise la greu și jocuri la greu. Mergem mai departe către departamentul camerelor. Sunt 4 la număr și înainte de a vorbi despre ele, aș vrea să vorbesc despre acest camera bump, care, da, există și telefonul se bălângăne pe masă, însă trendul din 2020/2021 este foarte ciudat, pentru că avem acele module de cameră imense, babane, dreptunghiulare, sunt fix în fața ta și ceea ce nu-mi place în mod general la telefoanele cu mai mult de 3 camere este că am un dreptunghi imens și camerele așezate într-o formă ciudată în L și blițul pus ori pe telefon, ori undeva mai sus în acel modul și cumva arată urât, de ce să zic că îmi plac. Astea măcar sunt puse în linie. Sunt puse în linie, sunt una sub cealaltă și blițul este sub modulul de camere. Parcă nu arată atât de urât, are și un trim, un detaliu de jur împrejurul camerei cu periscop, dar și o ramă argintie de jur împrejurul modulului general. Hai să vorbim acum despre camerele telefonului, care sunt interesante, cel puțin pe hârtie. 64 de megapixel f1.8, senzorul principal. 8 megapixel f3.4, cameră cu periscop, stabilizare optică și poate apropia imaginea de 5 ori. 8 megapixel f2.3, senzor cu lentilă ultra-wide și într-un final acea cameră de 2 megapixel pentru fotografia de aproape, pentru fotografia macro, ce are o deschidere 2.4. Îmi place că au pus măcar stabilizare pe acea cameră cu periscop. Însă calitatea este discutabilă. Am făcut fotografii atât pe timp de zi, în lumina soarelui, cât și atunci când a fost întunecat. Pozele parcă sunt plictisitoare, culorile parcă nu sunt atât de vii, detaliile sunt prezente, însă camera are un comportament destul de ciudat. Când vrea ea, scoate poze bune, când nu vrea, scoate poze mai puțin bune, pentru că nu sunt rele. Ceea ce mi se pare destul de ciudat, având în vedere că tehnologia din spate este destul de actuală. Să nu uităm de camerele pentru selfie. Și da, am spus camere pentru că sunt 2 la număr. Cea principală, 32 de megapixel f2.5 cu lentilă wide și cea secundară, 8 megapixel f2.2 cu lentilă ultra wide. Calitatea acestora este discutabilă. Puteți vedea pe ecran afișate imaginile atât cu HDR on cât și cu HDR off. Nu știu exact ce se întâmplă cu procesarea software, însă nu este la fel de bună ca celelalte telefoane de pe piață. În final, mai avem de vorbit despre baterie și calitatea audio. În interiorul telefonului găsim un acumulator de 4200 de mAh ce se încarcă fast la 30 de W. Însă nu avem wireless charging. Ei spun că s-ar încărca full în aproximativ 55 de minute. Nu avem mufă jack în acest segment de preț, nu avem căști în pachet și calitatea audio a difuzorului este discutabilă. Basul se prezintă, însă nu este puternic ca la un telefon flagship sau ca la un telefon mid-range care are aranjament stereo, acesta având un singur difuzor la baza lui. Iar telefonul sună ceva de genul acesta.
Aș putea să spun că este perfect pentru a asculta muzică în bucătărie, în dormitor, atunci când îți faci duș, să te uiți la podcasturi sau la un episod pe YouTube. Însă, cumva mă deranjează sunetul. Acele înalte, distorsionate, când volumul este la maximum, mă face să vreau să conectez telefonul la o boxă portabilă, poate cea mai ieftină boxă portabilă pe care o ai la îndemână, pentru că sunetul va fi ceva mai calitativ. Uite că am ajuns și la sfârșitul videoclipului și aș vrea să stăm puțin de vorbă, pentru că telefonul acesta pare interesant la suprafață, însă sunt câteva aspecte care mă împiedică să-l recomand tuturor. Ce-mi place? Hai să începem cu ceea ce îmi place. Îmi place ecranul foarte mult, îmi place procesorul, îmi place faptul că am RAM cât să-mi pun și în cap și spațiu de stocare la fel. Deci aceste patru lucruri mă fac să recomand telefonul cu ușurință. Pe partea cealaltă, dacă îți dorești un telefon cu anumite capabilități foto, ceva mai bune, iar aici mă refer strict la senzorul principal, la cât de bine reproduce culorile, la detalii și așa mai departe. Competiția are telefoane cu senzori principali ceva mai buni. Mi 10T Lite, Poco X3 NFQ, până și Huawei-urile dintr-o zonă de preț ceva mai mică au senzorul principal ceva mai bun decât acesta. Ce-i drept? Telefonul a ieșit înaintea acestor telefoane și atunci nu pot să judec strict din punctul acesta de vedere, dar cu toate acestea, având în vedere că am primit un update software, puteau să îmbunătățească aplicația, puteau să îmbunătățească calitatea și așa mai departe. Dacă ai deja o cameră foto, dacă ai deja o pereche de căști bune, dacă ai deja un difuzor Bluetooth, o boxă Bluetooth bună și vrei un telefon potent, ei bine, recomand acest Realme X3 Super Zoom. De ce? Pentru că în zona lui de preț este telefonul cu cel mai bun procesor. Este rapid, avem și RAM și spațiu de stocare, cei pe care i-am menționat mai devreme, și atunci este la mintea cocoșului să nu iei acest telefon dacă vrei un device care te va ține cu ușurință 2, 3, de ce nu chiar și 4 ani de zile dacă ai grijă de el. Pe partea cealaltă, dacă nu ai aceste lucruri și îți dorești un telefon pe care să consumi multimedia, e bine, experiența ar fi ceva mai plăcută pe telefoanele menționate mai devreme. De ce? Pentru că se aud mai bine ele cu sistemul lor audio intern. Cam asta ar fi de spus pentru astăzi. Lăsați-mi părerile voastre despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos și întrebarea mea pentru voi este: voi ce prețuiți mai mult la un telefon sau pe ce puneți mai mult accent? Pe performanță sau pe capabilitățile multimedia? La ce ați renunța? Ați renunța la puțină performanță în favoarea unei camere mai bune sau invers? Ați renunța la cameră, de ce nu poate audio, în favoarea performanței? Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și ne vedem data viitoare. Salut!